Sunt și onorat și bucuros să fiu aici. Sunt onorat că îl reprezint pe Cătălin Coman, primarul municipiului Vălduceni. Și sunt bucuros pentru că alături de dumnealui, de administrația domniei sale, am reușit să oferim acest spațiu comunității locale. O spun fără modestie. O spun fără modestie pentru că rezultatul îmi permite să fiu lipsit de modestie. Știți cu toții de unde am pornit cu această clădire, care era standardul bibliotecii municipale și care este standardul actual, îl vedem cu toții, este și partea de demisol pe care o să o redăm circuitului cultural în curând, e terminată și acea parte. O spun fără modestie pentru că am avut norocul, spun, să particip la fiecare parte a demersului pentru a obține această clădire. De la obținerea fondurilor, sunt fonduri guvernamentale, printr-un program destul de contestat astăzi, dar care pentru noi, pentru Fălducenieni, a fost un program bun. Acel PNDL care ne-a permis să realizăm și această clădire și încă vreo două obiective în Fălduceni. Sunt bucuros să fiu aici pentru că e un eveniment emoționant. E un eveniment care arată foarte mult atașamentul locuitorilor Fălticenului față de acest oraș. Eu cred că suntem, sau ce s-a întâmplat în aceste zile, este un exemplu de devotament al locuitorilor față de orașul în care au crescut și care trăiesc. Sunt aici oameni care, în afară de administrația publică care a făcut această clădire, sunt aici oameni care au depus toate eforturile pentru a face ca Fălticeniul să fie în atenția țării. Și nu numai a țării. Le mulțumesc celor care au avut această inițiativă. Clubului Rotary local, domnul inginer Moloranu, care îi reprezintă. Artiștilor plastici care au participat aici. Domnul profesor Baban, domnul Axinte, care va continua. Și tuturor celor care s-au implicat în organizare, inclusiv celor de la Edistar care ne-au găzduit. Deci, încă o dată, nu știu câte orașe se pot bucura că efortul făcut de comunitate se întoarce spre binele comunității. Domnul profesor, vă mulțumim pentru ce faceți. Continuăm. Este a treia expoziție pe care o organizăm aici. Așa cum vorbeam și în fața clădirii cu câțiva prieteni, intenția noastră este să facem din acest spațiu un spațiu viu cultural, nu simpla bibliotecă unde vine elevul și ia moartea căprioarei și o duce acasă, o aduce înapoi dacă își amintește, ci un spațiu viu și vom organiza astfel de expoziții aici, pe cât posibil lunar. Vom invita artiști plastici din alte zone ale țării, vom invita expoziții ale unor muzee de prestigiu din țară, încât să facem acest spațiu să trăiască cine vine, să vadă un tablou, să gândească că poate vrea să și citească, sau invers, cine ia o carte, să arunce și o privire asupra tabloului. Împreună, cred că putem să redăm strălucirea, ci să contribuim la strălucirea culturală a orașului. Spor să avem cu toții! Dragi invitați, în cadrul proiectului Fălticeni Mon Amour, organizat de Clubul Rotary Fălticeni, în parteneriat cu Primăria Fălticeni, avem plăcerea astăzi să vă prezentăm expoziția de grafică a domnului profesor Gabriel Baban, Promenadă Fălticeneană, expoziție care va fi prezentată de Raluca Georgeta Schipor Baban. Apoi vor urma două lansări de carte, cartea domnului Vasile Nistoreasa, Fălticeni, repere în timp, pe care o va prezenta domnul Daniel Șandru, directorul Operei Române din Iași, iar din partea familiei așteptăm câteva precizări. Urmează apoi cartea domnului Raul Angel, Fălticeni, primul loc de pe pământ, carte ce va fi prezentată de domnul profesor Nelu Mihăilă.
stimați invitați! Încep prin a vă mărturisi că am deosebitul privilegiu de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră, în calitate de invitat la prezentul eveniment, lansarea albumului și expoziția personală, o rară expoziție în peisajul artistic actual, expoziție de grafică a pictorului și profesorului Gabriel Baban. Se impune pentru început să aduc o serie de mulțumiri organizatorilor evenimentului și celor care au făcut posibilă această expoziție în acest cadru de excepție, Biblioteca Lovinescu. De asemenea, aduc o serie de mulțumiri Clubului Rotary Fălticeni, cei care sunt responsabili de logistica acestui amplu proiect și deopotrivă de stabilirea concordanțelor, de stabilirea conjuncturii favorabile desfășurării sale, prin tipărirea albumelor și, desigur, prin posibilitatea de a se desfășura această expoziție în cadrul de față. Demersul artistic pe care profesorul și artistul Gabriel Baban îl inițiază continuă o linie deschisă de vasta sa activitate artistică și expozițională. Autor a peste 150 de manifestări de grup și expoziții, a câteva zeci de expoziții personale, deopotrivă deținător al titlului de senior al artelor plastice bucovinene, participant la foarte multe saloane, târguri, expoziții internaționale, Gabriel Baban se întoarce spre toposul tradiției culturale pe care fălticeniul îl reprezintă. De asemenea, loc al plăsmuirii artistice și deopotrivă cu o deosebit de importantă rezonanță în contextul cultural actual, fălticeniul deține o veritabilă tradiție în privința unor nume de referință în contextul artistic al veacului trecut, dar și al secolului prezent. Aș începe prin a aminti de Aurel Băieșu, cunoscutul artist al secolului trecut, a cărui dispariție timpurie se pare că a lăsat un spațiu gol în peisajul artistic actual, inclusiv, totuși, o remarcabilă operă. Continuăm prin personalitatea emblematică a fălticeniului. Este vorba de sculptorul Irimescu, al cărui muzeu de autor unic în țară se regăsește în nobilul târg moldovenesc, ca să folosesc un citat. De asemenea, orașul deține rezonanțele unor cunoscute nume, precum Dimitrie Loghin, al cărui nume se corelează cu cel al fălticeniului, cu Dimitrie Hârlescu, cunoscut drept explorator în lumea artistică a expresionismului modern și, deopotrivă, considerat apropiat din punct de vedere stilistic de celebrul Van Gogh. Amintim de personalități aparte ale fălticeniului sau al căror destin se îmbină cu al fălticeniului, se intersectează la un moment dat cu cele ale acestui oraș. Mă refer aici, de exemplu, la Ion Grigore, născut la Corn, supranumit ultimul zugrav al satului românesc. Dar și nume de referință în contextul cultural și științific. Amintim de Eugen Lovinescu, cunoscutul istoric și critic literar. Amintim în același timp de medicul chirurg Gabriel Tatos, cel care face parte din vestita familie Tatos și cel al cărui destin se împletește la un moment dat cu al fălticeniului. Amintim, desigur, de Neculai Tolea, parte din corpul profesorilor de elită care au făcut din acest oraș, au constituit un loc în care multiple personalități s-au format. Așadar, acest templu al artelor, care este fălticeniul, patronat de atât de multe nume, de foarte mare rezonanță, citând doar câteva dintre ele, se regăsește, iată, ca motiv central, în tematica pe care pictorul Gabriel Baban o ilustrează în lucrările sale.
Demersul artistului este unul care continuă, așa cum am precizat mai devreme, o linie destul de vastă în propria sa activitate expozițională. Pentru că mereu, pictorul Gabriel Baban se întoarce către acest topos al tradiției culturale, către acest spațiu mitic, ancestral, de regulă utilizat ca leitmotiv în propria sa operă. Expoziția de față, făcând parte dintr-un eveniment dublu, este vorba de lansarea albumului cu titulatura de Promenadă Fălticeneană, care invocă, tocmai prin această titulatură, frumusețea ținuturilor, meleagurilor natale și, deopotrivă, farmecul acestui oraș, se regăsește atât în această expoziție, ce însumează 51 de lucrări, cât și în albumul Promenadă Fălticeneană. Ca tematică, artistul utilizează, deopotrivă, locul și omul. Ca teme centrale, paradoxal, omul prin absența lui, dar regăsit și identificat cu locul în care acesta trăiește. Acesta este probabil motivul pentru care pictorul Gabriel Baban găsește inspirație, mereu, în vechile case ale Fălticeniului, realizate în tehnică de baiți, în tehnică de acuarelă, la viuri, deopotrivă tuș și peniță, tehnică pe care o explorează cu deosebită măiestrie, ceea ce constituie o remarcabilă contribuție în peisajul artistic actual. Deopotrivă, unele lucrări sunt realizate în plein air, după motive care încă există, după clădiri, construcții, compoziții arhitecturale, care încă sunt în picioare. Astfel, pictorul Gabriel Baban reușește să transforme privitorul, aș putea spune, să-l metamorfozeze într-un veșnic călător al lumilor sale, întrucât privitorul ajunge, la un moment dat, să se identifice cu ceea ce pictorul ilustrează. Așadar, principalele clădiri către care artistul își îndreaptă atenția încep firește cu motivul emblematic al Fălticeniului, este vorba de celebra clădire, Muzeul Ion Irimescu, cea care este fosta casă boierească a lui Alecu Botez Forescu, cea care este unică în țara noastră prin faptul că deține colecția personală a cunoscutului sculptor cu peste 300 de sculpturi și cu aproximativ 1000 de desene, compoziții și lucrări de grafică. Viziunea artistică a pictorului Gabriel Baban vis-a-vis de Muzeul Irimescu este una de excepție, întrucât monumentalitatea acestei personalități emblematice este vizibilă în primul rând prin perspectiva ușor montantă pe care o adoptă artistul. De asemenea, privitorul este invitat metaforic la un adevărat periplu în timp prin vizitarea Fălticeniului, prin vizitarea clădirilor care fac parte dintr-o lume dispărută, multe dintre ele fac parte din lumea secolului trecut. Aș continua prin locul pe care îl constituie Casa Ludovic Cazaban, cea care amintește de istoria celebră a distinctei familii a Cazabanilor, a căror spiță urcă în arhivele documentare până spre secolul al XIII-lea și care revine în secolul XIX prin François Cazaban, arhitect al Iașului, în aceleași arhive, constituind până spre secolul XX una dintre cele mai longevive familii românești, corelată, firește, prin legăturile de familie cu cele pe care Irimescu le are în acest oraș. Casa Vorel Kisielewski, care este reprezentată într-o remarcabilă tehnică a laviurilor, de asemenea Casa Reicher,
cea care este considerată un adevărat reper al străzii celei mari, continuând firește într-o nostalgică prefigurare, aș putea spune, cu Casa Davidel și Teodor Tatos, cea care este cunoscută în istorie pentru faptul că devine reper a acestei străzi, strada cea mare, și deopotrivă, pentru faptul că aici și-a găsit refugiul avocatul Teodor Tatos, care în perioada naționalizării ajunge să plătească chirie alături de soția sa, Francisca Ida, în propria locuință. Și deopotrivă, totuși, în același spațiu, ajunge să se dedice picturii spre ultima parte a activității sale artistice, cel mai probabil la îndemnul și sub imboldul prieteniei sale cu pictorul Aurel Băieșu. De asemenea, amintim de casa Serafim Ionescu, care se află în această promenadă păticeneană pe care pictorul Gabriel Baban ne oferă. Amintim deopotrivă de casa Lovinescu, de o distinție aristocratică cu totul nobiliară, și de asemenea de Muzeul Sadoveanu, din nou muzeu de autor, muzeu în care se pare că a fost construit la început de secolul 20, chiar de, după planurile celebrului scriitor, care este în așa manieră reprezentat de pictorul Gabriel Baban, încât lasă privitorului senzația de a se identifica cu locul și senzația atmosferei de odinioară. Atmosfera în care încă iluzia mirosului de cerneală încă transpare, iluzia vremurilor în care se scria apa morților, neamul șoimăreștilor. Întregul periplu la care privitorul este supus continuă firește cu o construcție emblematică a Fălticeniului. Mă refer aici, desigur, la Galeria Oamenilor de Seamă, singulară în peisajul artistic și cultural actual, prin prisma titulaturii sale, prin prisma numelui, care invocă rezonanța celor peste 50 de personalități al căror destin s-a împletit cu al Fălticeniului, s-au născute în acest Fălticeni. Așadar, privirea artistului nu se îndreaptă doar către casele nobiliare, doar către vechile case boierești, ci și către melancolicele zidiri, către ulițele, către dealurile Fălticenilor, către casele bătrânești. În acest context, oamenii de seamă se identifică cu locul. În acest loc metaforic pe care Fălticeniul și emblematic pe care Fălticeniul îl constituie, casele identificate cu oamenii, locul identificat cu omul care a reușit să zidească această plăsmuire arhitecturală, continuă cu casa Ion Creangă, de pe strada cu același nume, supranumită strada Muzeu a Fălticenilor, cu casa seducătoare, casa cu dantelă a poetei Lucreții Andriu, casa Ion Dragoslav, casa preotului Ghilisei, casa profesorului dr. Mircea Onofriescu, casa profesorului și scriitorului Vasile Gheorghe Popa, iată nume de foarte mare rezonanță. Acest periplu în timp pe care pictorul Baban ni-l oferă, desigur că va continua într-o ultimă instanță, va continua și spre nostalgia casei părintești, cu biserica și școala din Oprișeni, în care este observabilă atât nostalgia, cât și acuratețea execuției. Pe de-o parte, perfecțiunea tehnicii, având în vedere că rare ori întâlnim artiști care să se aplece cu atât de mult spirit neobosit asupra fotografiilor de altă dată, asupra motivului arhitectural pe care îl utilizează în propriile sale lucrări, transpunând deopotrivă privitorul în acest călător al unei lumi în timp. Din această perspectivă, consider că locul
atmosfera și timpul pot fi considerate motivele esențiale ale artistului. Într-un nexus al contemplării, al introspecției, deopotrivă al actului artistic, privitorul ajunge el însuși să fie explorator în acest context imaginar, în acest context real, pe de altă parte, pe care motivele utilizate în expoziția sa și, bineînțeles, materializate într-o dublă ipostază în albumul Promenadă Fălticeneană, pe care aceste motive îl constituie. Astfel, privitorul se simte mereu și mereu atras către această lume. Din toate aceste puncte de vedere, consider că practic contribuția pe care pictorul Gabriel Baban o aduce în contextul artistic actual este una remarcabilă. Aș considera că este o contribuție în același timp unică, motiv pentru care aș dori să îl felicit deopotrivă pentru acest dublu eveniment, pentru lansarea albumului și pentru conjunctura favorabilă desfășurării acestei expoziții, pentru faptul că este un neobosit martor vizual al Fălticeniului și, deopotrivă, pentru faptul că lucrările domniei sale constituie mereu un adevărat memorial al vremurilor de mult apuse și, deopotrivă, ale prezentului. Vă felicit, domnule artist Gabriel Baban, și eventual poate ne spuneți câteva cuvinte referitoare la expoziție, întrucât cuvintele mele cu siguranță nu sunt de ajuns. Mulțumesc profesoarei dr. Raluca Schipăr Baban pentru prezentarea amplă și foarte măgulitoare pentru mine. Dar trebuie să mulțumesc și organizatorilor clubului Rotary, care a făcut posibil acest eveniment. Sigur că clubul Rotary m-a și sprijinit din mai multe puncte de vedere pentru realizarea acestei, cel puțin a albumului. Și sper să vă placă. Despre expoziție, ce să vă spun, a spus Raluca suficient. Eu sunt încântat de participarea dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați înfruntat ploaia să puteți ajunge aici și v-ați sacrificat o sâmbătă. Sper să vă placă. Încă o dată, vă mulțumesc.